Bună ziua! Astăzi o să facem o impermeabilizare pentru o suprafață din granit exterioară și vom folosi pentru asta External Stone Sealer. Acesta este un impregnator pe bază de apă și principala lui calitate este aceea că e foarte rezistent la raze ultraviolet. O să turnăm și pe urmă împrăștiem cu un burete preferabil sau cu un pad, pentru că suprafața este aspră, e un granit fiamat, nu e o suprafață lucioasă. Impregnarea se poate face atât pe suprafețe fiamate, buțardate, periate, mate, cât și pe suprafețe lucioase cu acest impregnator. Am aplicat primul strat de externe stăusile pe suprafața de granit, îl aplicăm. S-a uscat, aplicam al doilea strat. De aceeași manieră ca și prima dată. Prin turnare pe suprafață și uniformizare. Este necesar să aplicăm două straturi, întrucât granitul fiamat este o piatră cu porozitate mare. Și atunci, pentru impermeabilizare, este nevoie ca impregnatorul să pătrundă în porii pietrei care sunt deschiși. Cu cât porozitatea este mai mare, cu atât trebuie să dăm mai mult decât un singur strat de impregnator. În cazul nostru o să dăm două, facem proba cu apa și la nevoie dăm și al treilea strat. După tratarea suprafeței am revenit pentru proba de apă. Timpul de tratare este variabil și depinde de temperatura mediului. Punem o picătură de apă din loc în loc pe această suprafață, cât o picătură de apă, și spre comparație îmi punem pe o piatră netratată. Diferența se vede în zona tratată. Picătura este compactă, în zona netratată se împrăștie. Cam așa se întâmplă cu suprafețele pe care le protejați după ploaie. Ploaia pe suprafața tratată se adună în bălți compacte care se pot răspândi cu ușurință, în vreme ce pe suprafața netratată apa pătrunde în piatră. În urma impermeabilizării, suprafața este protejată nu doar la apă, ci și la grăsimi, la pete organice, mai puțin la pete corozive.